În sala polivalentă din Bănie se întâlnesc în această seară echipele care au avut cele mai mari probleme de lot din acest sezon, SCM Craiova și Dunărea Brăila. Chiar dacă pentru olteni a fost un sezon de reconstrucție, antrenorii vor ca echipa lor să lase pe final o impresie bună suporterilor. Ei își doresc să câștige cele două partide programate pe teren propriu cu Brăila și Slatina. După părerea mea, se întâlnesc cele mai rănite, pe departe cele mai rănite echipe din cauza accidentărilor, și noi și ele avem foarte multe și foarte importante absențe. Un meci probabil al orgoliilor și să vedem de ce mai suntem în stare în teren cu formula de joc pe care o să o avem. Portărița Bianca Curmenț, una dintre cele mai bune jucătoare ale Craiovei în acest sezon, își dorește foarte mult victoria în această seară. Este final de campionat, suntem obosite atât psihic cât și fizic. Este din ce în ce mai greu să-ți găsești motivația pe final de campionat, dar așa cum a spus și domn profesor, trebuie să ne motivăm. Trebuie să o găsim, trebuie să ne facem datoria față de acest club, față de noi, față de public, pentru că merită acest lucru. Pentru campionatul viitor, gruparea din Bănie are gânduri mari, clasarea pe podium. Deja până la această oră, conducerea clubului a achiziționat 5 jucătoare de top